Bătrânii lui Israel, în loc să le spună, prieteni, începe să postiți! Stimată doamnă care ai gând de divorț, mă auzi? Nu psihologul este soluția pentru viața ta. Nu terapeutul, nu psihiatru, nu avocatul, nici notarul. Soluția pentru viața ta este Iisus. Iisus, Iisus înălțat să fie numele Lui. Soluția pentru tine nu e să fii un pic mai inteligentă, mai atacatoare în replică, să fii mult mai răzbunătoare decât bărbatul tău. Să-i arezi tu lui, lasă că-ți arăt eu ție, că-ți fac daune morale. Plătești. Soluția pentru dumneata este să te rogi. Să strângi prunții de mână în living. Și chiar dacă e un golan bărbatul tău, un alcoolic declarat, să te rogi în fiecare seară pentru el. Și spui lui Dumnezeu, Doamne, schimbă-l. Schimbă-l. Schimbă-l.